Năstase, e unul Nicolae Ceaușescu și un Adrian Năstase. Și persoanei respective, acelei doamne deputat, îi se părea că e o păcătură, pentru că e clar că e minciună cum să-l aduci pe Ceaușescu din groapă. Se făcea că nu știe că e o coincidență de nume. E un om care se cheamă ca Nicolae Ceaușescu și e un alt om care se cheamă ca chiar Adrian Năstase. Vă referiți la doamna Lia Olguța Vasilescu, care a fost și membra Partidului România Mare. Sunt prea mici ca să-i pomenesc eu, pentru că s-ar putea să dorească să intre în istorie datorită faptului că îi pomenesc eu. Vorbeați de votul uninominal. Da. Ce nu vă convine la acest vot uninominal? De ce nu ar fi el bun? Din păcate, prea mulți papagali își dau cu părerea în societatea românească, în toate domeniile. Vine câte un handicapat, lăsați pe mine, la o 14, vine băiatul, vă luminează, vă lămurește și el e prost ca noaptea. Încet, încet se va ajunge la vorba noastră, mi-a absolut indiferent. Voi demonstra tuturor că unde candidez, în oricare din cele 6 sectoare ale capitalei, sau unde vreți, în Moldova, de Ardeal nu mai vorbesc, eu voi câștiga într-un colegiu uninominal. N-am cum să nu câștig. Mă pot fura ei de dimineață până seara, nu pot fura ei când mă vor vota românii mei, care știu că eu și PRM suntem ultimele redute de salvare a demnității și a brumei de speranță a poporului român. Nu e vorba de mine. Este vorba de faptul că dispar partidele. Partidele politice în România încă mai au un cuvânt de spus după niște ani, n-a zice de dictatură, sau aș spune de dictatură de dezvoltare, cum spun unii economiști mai experimentați decât mine. Carol al II-lea a desfințat partidele când a dat lovitura de stat și a instaurat dictatura în 1938. Pe timpul lui Gheorghiu Dej n-au fost, pe timpul lui Ceaușescu n-a fost. Acum, după ce s-au înfiripat și ele puțin câțiva ani pe cele 4 doctrine clasice recunoscute în toate manualele și tratatele de doctrine, acum le aruncăm la gunoi. De ce? Ca să vină cine? Vor veni maneliștii, vor veni biznițarii, vor veni cârnățarii, vor veni oamenii cu bani care pot cumpăra nu numai județe întregi, pot cumpăra o țară. În Rusia, acum câțiva ani, au dorit unii să demonstreze ce înseamnă acest tip de vot. Și cei de la Gazprom au cumpărat pur și simplu cu bani grei. Cu ăștia nu te joci. Deschid o paranteză. Acum câțiva ani, un amic de-al meu, avocat, prieten și cu eu, Gen Barbu, avocatul de renume, Titus Spânu, a condus niște oameni de la Gazprom până în prejurimile Vienei. Și au văzut un castel foarte frumos în Evul Mediu și ăla, rusul, cel mai bogat dintre ei, zice, îmi place castelul ăsta, vreau să-l cumpăr cu bani gheață. Cât costă? La care ăia spun, dom'le, cam scump, zice, face vreo 3 miliarde de euro. Zice, nu contează, zice, mâine livrez banii. Era castelul Schönbrunn, castelul unde murise băiatul lui Napoleon Bonaparte, ducele de Reichstag, murise împăratul Franz Iosef. Dar ce vreau să spun? Au cumpărat 100 de locuri în Duma de stat cu bani gheață. Da. Franz? Păi da, au cumpărat, formă au renunțat la acest. Este Rusia, totuși, noi credem că aici este pe o brumă de democrație în România și dacă vor fi astfel de persoane, vor fi susținute de partide. Domnule Cornel Vadim Tudor, adică fiecare partid... Votul susținut de partide? Dar fiecare partid pe Iliescu, își va pe lua astfel de în persoane. În afară de Joană, nu sprijină nimeni pe față, pentru că lui îi bagă moneda ambasadorul Tauman, că așa e în America. Poate, dar acolo s-a rodat în timp. Excepția dumneavoastră, toate partidele sprijină cel puțin declarativ acest pentru vot uninominal. Pentru că n-au șila spinări, n-au caracter. Nu putem spune atunci că nu-l sprijină. Sprijină acest vot uninominal. Și unde se cel va puțin declarativ. Va fi un haos îngrozitor. Acum vine Joana să propună schimbarea Constituției. O altă prostie, că va da apă la moară iredentismului maghiar. Se minte că PRM scade în sondaje. Că nu mai e o problemă maghiară, e o mare problemă acum a pregătit.